Când postești să nu fii trist. Uite ce frumos. Am discutat capitolul. Să n-ai fața smolită, să nu te vadă oamenii că postești. Am discutat asta. Adevărat grezi vouă și au luat plata lor. Hai să vorbim despre această plată. Toate bisericile noastre creștine sunt pline de partidul babelor conservatoare, pline de drăcușori, care au ele regulile lor. Nu băga anafura în gură întâi, nu lua aghiazmă întâi, nu pune mâna acolo, n-atinge acolo. De ce ai cumpărat lumânarea aia? De ce ai pășit așa? De ce ai călcat pe preșul ăla? Astea nu țin de ortodoxie. Este Evanghelia a cincea a babelor. Când ai intrat în biserică tu, creștin ortodox, trebuie să faci trei lucruri. Faci o cruce mare în ușă, una în mijlocul bisericii și una în locul unde te-ai așezat. Atât. Dacă nu-i slujbă și nu-s oameni, vii și săruți icoanele. Dacă este slujbă, stai cu minte că Dumnezeu nu-i chior. Te-a văzut că ești în biserică. Dacă este culoar și se dă pomelnicul la altar sau se dă liturghia și preotul de acolo este dispus să o ia, te duci în mare tăcere. Nu stai cu lumânarea aprinsă de la ușă de afară și ai umplut toată biserica de ceară până la ușă la altar, să știe lumea că ai trecut tu la dat pomelnic. Ai venit frumos lângă strană aici în față la altar, ai aprins lumânărica, ai dat pomelnic, te așezi la locul tău și începi rugăciunea minții. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătoasă. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pe soțul meu Marin, Ilie, Vasilii, cum l-o fi chemând, pe copiii mei, Maria și Elena, pe nepoții mei, Ion și Beatriz și așa mai departe. Deci tu te rogi, asta faci în biserică, te rogi pentru cei care sunt acasă. Și prin asta demonstrezi că ești creștin. Nu trebuie să știe tot satul, am eu câteva babe din astea când se grăbesc la rând, părinte, părinte, prima dată am pus botul, a doua oară n-am mai ținut vrăjeala. Părinte, mi-e rău de la inimă, zic, băi, lăsați-o pe babă că se grăbește. Adică ea are un truc. La Dumnezeu nu te poți grăbi. Duhul Sfânt nu se împarte ca grăunțele la găini.